să visezi. Roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa. E șansa ta, dă vina pe ea. Vreau să mă scuzați puțin, dar nu am cum să continui pe acest fundal. Uitați-vă puțin în spatele meu cum numără Ana atâția bani. Dar ce faci, draga mea, ți-ai luat salariul pe un an? 78, 79, 80. Stai mai, bursucule, că acum trebuie să o iau de la capăt. Uite, m-am încurcat și mai am câteva teancuri. Pe bune, dar de unde faci tot atâția bani, mă? Cum de unde? Mi-am făcut casa de pariuri sportive. Am auzit eu că se câștigă bine de acolo, dar chiar așa de bine, adică exact, te-am... Exact, exact, da. Vrei să te bagi și tu? La ce să mă bag? La un pariu cu mine. Că te pricep tu la pariuri, mă? Hai, zic că ți-e teamă că pierzi. Doamne ferește! Normal că nu mă mai ales la pariuri sportive. Hai, mă, Barnoschi, ce bine, hai să pariem cine face șpagatul dintre noi. Ăla câștigă. Păi ce, mă, stai, mă, am zis pariuri sportive, mă, și... Păi ce, șpagatul e element sportiv, bursucule. Da, mă, e element sportiv, dar nu e, adică tu n-ai habar de pariuri sportive. Ți-ai mai făcut și casă de pariuri. Acolo e alt vibe, altă treabă. 1X, 2 solist, PSF, GG, 3+, astea. Auzi, bursucule, lasă că n-am eu treabă cu pariurile sportive. Și tu te uiți după costume de baie, după ies și n-ai treabă cu ele, nu le porți, dar îți fug ochii. Păi ce legătură are, mă, ce treabă are asta cu casa de pariuri? Nicio treabă, dar îmi place să fac pariuri. Bine, ok, hai, vino cu. Hai că intru în jocul tău. Hai, facem pariu. Da? Uite, pe ce? Facem un pariu pe... Bă, cine stă la locul lui în această emisiune? Bun, și ce câștigă? Pe 2 milioane. Sau pe 5 milioane la salariu. Miză mare. Gata, bursucule. Gata? Hai, treci la locul tău. Bravo. Băi, n-ai voie să te miști de acolo. Nici tu? Da. Deci niciun, la locul tău. Niciun pas nu faci. Acolo. Ai voie doar, uite, cât să te duci să întorci litere. Du-te și tu, da? La locul tău. Mă duc imediat. Stai să fac intro ca să fie și după aia mă duc acolo, da? Da. Băi, nu te miști. Bine, bursucule. 5 milioane la fiecare greșeală. Pariu e pariu. Pariu e pariu. Nu te miști. Dragii mei, în această seară ne distrăm, cântăm, pentru că punem toți banii pe Hotplay și Iulia Dumitrache. Așa că să cunoaștem concurenții! Bună, Ioana, bine ai venit pe la noi! Bună! Te pupăm cu drag. Ce faci? Bine. Cu ce te ocupi? Sunt la facultate momentan. De? Arhitectură. Ai pariat vreodată? Nu. Niciodată? Un 1 pauză, 2 final, PSF, de-astea, GGG, 1-1. Nu, scor corect, nu? Nu. Pe cornere, pe astea, pe faulturi, se pariază pe orice. A ajuns ăstea să parieze și cum or să intre aia îmbrăcați. Echipament roșu sau alb azi, a? Cota 1-0-2. Dacă ar fi să-ți alegi repede două produse de la noi din vitrină? Probabil că boxa și expresorul de cafea. Vezi, te trezești dimineața, bei o cafea, dai drumul la muzică. Da, exact. E o logică în toate. Iubit ai? Nu. Vlăduț, ce zici? Pariez că o să aibă până pleacă de aici. Ce cotă are să aibă o relație? Doi solist. Mă, solist înseamnă singur. Te-am întrebat ce cotă. X pauză, 2 fatal. Mamă, ești... Dacă tu ți-ai deschis casă de pariuri, așa ne-a luat naiba. Lasă-mă, bursucule, că mă descurc eu. Ana Bet, ține-te bine. Multă baftă, Ioana, îți dorim. Mulțumesc. Să ai succes, să câștigi tot ce ți-ai dorit. În partea cealaltă mergem la Vlad. Salut, Vlăduț, ce Salut. Faci? Bine. De unde ești? București.
Tu de unde ești? Tot București. Ce sector? 6. Ce sector? 4. O să vă mutați în 5. Dar fiți la mijloc. Gacicai? Momentan nu. Ce cot are că pleacă cu Ioana? 5 la 1. Bă, trebuie să-mi dai o cotă. 1,80, 1,20, 2,20. A, o cotă! O cotă! Păi zi așa, măi, bursucule. Cota 1400. E o cabană frumoasă acolo. Auzi? Și dacă se duc la 1400 la cabana aia frumoasă, ce cota au să iasă 3? Aici e problema lor. Blăduțule, ce ți-ai dorit să câștigi de la noi? Păi m-am gândit la un laptop. Un expresor de cafea și o boxă, ca să beți cafeaua împreună, să ascultați aceeași muzică. Sau așa. Da. Ce mai voiam, mă, să le voiam să nu mai întreb? Cu ce te ocupi? Lucrez ca casier. Ca casier e ceva. Bravo, Blăduț. Vezi, Ana? Bursucule! Și tu ești tot ca casieră. De ce să te mint? Te rog eu frumos. Hai să o aplaudăm încă o dată pe Iulia Dumitrache. Lucrează ca cântăreață. Uitați-vă, stimați telespectatori, ce frumos a îmbrăcat Iulia astăzi. Doamne, ai venit de la o nuntă? Ai avut nunta seară? Ai avut cântare și ai rămas așa? N-am știut că Ana o să-și deschidă Ana Bet. Pariuri sportive, că da, îmbrăcam și eu frumos sportive. Nu, dar ești foarte auzi, frumos bursucule. Îmbrăcată. Auzi, mulțumesc. Arată ca Marilyn Monroe înainte să meargă la Kennedy. Poți să-i bagi un fion sub rochie. Băi, Marnoschi, băi! Ai pierdut pariuri! Stai așa să notez aici. Parcă văd. Notați așa. Se adună 100 de milioane azi. Doamnelor și domnilor, Vlad, Ioana, veți avea concurență serioasă, pentru că sânge tânăr au în venă. Doi băieți cum se cade, vin Țociu și cu Palade. Să puneți un pariu. Da? Ana și-a deschis casă de pariuri. Casă de pariuri? Da, Ana Bet se numește. Auzi? Da. Pisica umbla după apă pe acolo, fi pus apă. E pisică, bă. Dar ce? E motan, ești are nebun, motan. Da. Păi zi, eu nu mă... Eu se nu mă umbla, vezi că i-a pus apă acolo, da. Să se ducă. Da. Am crezut că o trimite producătorul să vadă că suntem în din spate, înțeleg? Că venea, fii atent, venea, dădea o col, să uita la noi, pleca, ea se ducea. Și am zis, ia uite ăștia ce produc, ce secretar de platou au ăștia cu tare. Dar văd exact în ochii mei, sau în ai tăi, nu știu. Nu, da, păi da, noi îl mai trimitem să se uite că mai sunt invitați care țipesc în spate. Și-i mușcă și-i trezește. Păi, doamne și doamnelor, în această seară, au venit să lupte. Dar ce melodie ne-ai pus de intrare acolo? Toate diamantele? Uite, noi suntem îmbrăcat rockeri, suntem pe altceva, pe alt vibe, pe asta. Zice lumea, a, dacă era vijelie, da, înțeleg. Băgai păi nu, dar voi pentru noi sunteți o furtună.
altceva. Asta da. Era. Alt stil. E altceva, mă. Ți-am zis e... să dai din plete. E... Păi dau, dar să văd ăla din spate, că atât am păr. Dragii mei. Da. Bă, mare ai crescut, să mă rog. Da, da. Mai ții minte? Că veneam după autografe la mare? Da. 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 Acum dăm autografe după emisiune. Bravo. Dragii mei. AC/DC, avem ceva? Banda bravo! Bun. Bravo! Domnilor, în această seară, Cornel și Romica au venit să lupte pentru familia Ciucișan. Haideți să le urmărim povestea împreună și după, luăm toate premiile. Te rog! Mă numesc Ciucișan Gianina, am 31 de ani și deocamdată sunt casnică. Am 3 copii pe care îi cresc singură, 2 băieței și o fetiță. Eu cu tata copilor nu mai suntem împreună de 8 ani de zile. De atunci mă ajută părinții lui socrii mei, mă ajută în privința la creștere, la educație, la financiar. Cel mai greu ne este de când a plecat fostul soț de acasă. Vă dați seama că vor și să fie lângă el, să comunice, să vorbească, să învețe, să aibă un sfat părintesc din partea lui. Gianina și cei 3 copii au rămas să locuiască într-o cameră din casa bunicilor paterni. Suferința după despărțire este încă vie în sufletele lor. Pe o perioadă de când a plecat tata lor, o perioadă lungă, m-am ferit de ei, n-am știut. Le spuneam că e plecat, că o să vină, că o să fie iarăși, că o să... Dar... Pe urmă, după, în anumit timp, am încercat să le spun prin picături, așa, câte un pic, că tata lor a luat o altă viață și a refăcut viața cu altcineva, dar cum o să fiu doar eu pe ei? Foarte greu. Seama că nu e ușor. Nu am fost o mamă să-mi las copii, să, de exemplu, să fac ce a făcut el. Niciodată. Gianina este o femeie puternică și va face tot ce-i stă în putință pentru ca Antonio, Alberto și Patricia să aibă un viitor fericit. De acum încolo, cu timpul o să... Fac tot posibilul să pot să mă întrețin singură, să mă întrețin copii singură, să merg să-mi găsesc un loc de muncă, să pot să le ofer ce e mai bun și ce mai frumos pentru ei. Să-mi văd copiii fericiți. Familia Ciucișan este beneficiară programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul AJUT. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și o să spunem să rămână doamna Gianina. Bună seara! Salut, Antonio! Doamna Gianina, Antonio, în această seară v-am adus 2 campioni ai umorului, Cornel și Romică, au venit să câștige premii în această seară, se distrează, dar și câștigă. O să vă las să schimbați câteva vorbe cu doamna Gianina și după începem jocul. Te pup, Gianina, ce bună faci? Bună seara! Sărmână! Bine! Cum îl cheamă pe la micu? Antonio! Antonio! Băi, are nume, uite-te la el și are și freza aia de șmecher. De Banderas, da, o să-i mai Banderas, crească puțin. Bravo! Da. Uite, copii frumoși! Numai pe el l-ai, Gianina? Nu, mai am încă un băiețel de 13 ani și o fetiță de 5 ani. Să-ți trăiască, Gianina! Te-ai apucat de vreme!
Ai avut activitate, adică... Bravo! Sper că astă seară, împreună cu Cornel, să reușim să vă facem așa viața un pic mai ușoară, cu toate că nu cred că o să putem să o schimbăm în totalitate, dar acolo cu câteva lucruri și câteva premii, poate, cum să spun, să fim mai aproape de ei. Galina. Și cu emisiunea. Și emisiunea, bineînțeles. Vă dorim succes, Galina. Și vă mulțumim frumos. Cu mare drag. Galina, fii atentă, dacă ar fi să ne alegem repede două produse, să știm ce le dăm oamenilor ăstora ca sarcină. Da, da, să știm măcar pe ce ne batem. Ar fi frigider și, și mașină de spălat. Aveți frigider unde să țineți frigiderul? Aveți? Da. Da? Unde stați, Gianina? În Giulești. În Giulești? Apartament sau ce? La curte. La curte? Da. Ah, casa e încăpătoare. Acum, nu, auzi? Să nu câștigăm frigiderul să... Și să n-avem unde să-l punem. Și să n-avem unde să-l punem, că de-aia mă gândesc. Sau să dormiți voi afară și frigiderul înăuntru. Gianina, frigider și mașină de spălat, da? Da. Îți doresc multă baftă, la fel și ție, Vlad. Aici la ghișeul nou. Aici la ghișeul nou, vă doresc multă baftă. Să începem roata norocului, runda întâi. După cum vezi, am îmbrăcat și crupier pe Cornel. Les jeux sans faire, il ne va plus avec chausson de chauchon. Avec chausson de bouchon. De bouchon, oui, oui c'est ça. Ça va bien. Ça va, nu e ce. I-am auzit pe domnii mare, vorbind. Da. Ce înseamnă crupier? Adică crupier, mă. Aia înseamnă, no. Da. Măi! Deci înseamnă adică... să stai cu, îți spună, să stai cu fundulețul pe litera R, da? Aia, crupier. Da. Uite ce asta ce savant spune cu fundulețul. Bun. Cornel Rămică, unul dintre voi va trebui să înceapă runda întâi. Da. Cine? Să înceapă el. Să înceapă el. Oltean și oltenii vor okay. Să fie primii. Faceți schimb de locuri atunci? Da. Faceți schimb de locuri, că da. Avem un buton acolo. Ia-o pe, partea... Ia-o pe partea asta, dracu. Cornele, ia-o pe stânga. Da, un pic de respect nu există. Puteți să... Hai. Aveți un buton, domnul Rămică, da? În fața dumneavoastră. Perfect. Ioana, la fel, ai un buton. Ai un buton? Băi, las, nu l-am bine. Cornel, ați uite, așa îi place să joace cu butonul meu, nu știu ce are... Vlad, Rămică și Ioana, aveți câte un buton în partea dreaptă, da. Vă dau un puzzle de departajare, el arată așa. Arată bine. Arată bine. Mai ales din spate arată. Da, da, de ce să te mii? Și cu fața, da, cu spatele. Avem și un domeniu? Domeniul este noroc. 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 Rămică, Ioana, Vlad, vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, apăsați butonul, dar da? Nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul. Asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți. Am 1500 de puncte puse în joc pentru prima rundă puzzle de departajare. Noroc este domeniul și spunem start! Mamă, ce emoție am eu! Atenție, Vlad, Rămică și Ioana, noroc! Cine știe răspunsul, apasă butonul noroc, stop! Rămică. Șansă dublă. Ce-am făcut? Ai ghicit. Am ghicit? Ai ghicit. Așa te-am pus să fii. Auzi, tu n-ai ghicit, ai citit. Nu, o știam, mă. Da, văd. O știam, no. Băi. Deci voi ați scris după ce a ghicit el. După ce am ghicit eu. Hai, notați, vedeți? Îmi ziceți, după aia, hai bă, Rămică, de ce nu vii la Canal D? De ce? Uite de aia. Că da. Mă șuntați. Că da. Ne luați la mișto. Ne lua, hai. Băi, șansă dublă, da, da sau nu? Mai, auzi? Mai ține puțin suspansul ăsta, chiar am emoții. Mai lasă puțin. Hai să-l jucăm și noi. Zi, s-a oprit, zi. E bine! Yeah! 1500 de puncte
Și voi începeți prima rundă. Fii atent, puzzle-ul din prima rundă arată așa. Avem deja 1500 de puncte. Aveți 1500. Hai să-i dăm frigiderul femeii, că avem treabă. Puzzle-ul frumos. Câte frigiderul, fii drăguț? Mamă, păi ce stai puzzle? Uite-l acolo, 2000. 2000? Frigiderul? Uite-l mare acolo, da. Albatros, eu tot. Care e, mă? Ăla de acolo, că mi-arăt, am crezut că... Păi ce, mă, ăla e puzzle? Da, ăsta mici, da. Ăsta este un puzzle, da. Ăsta e puzzle? Ăla? Ce puzzle? Ce puzzle? E puzzle-ul ăsta? Ăla e roman. E roman foileton deja. Mai la noi că sunt ăsta. Și de obicei când vin alți invitați din ăștia mai sensibili, așa, dă din aia cu trei de lea, două. Da. Dacă ei nu iei deloc, o pui pe așa și o pui la loc. Înțelegi? Da. Avem și un domeniu. Ei! Gata, mucles. Avem un domeniu. Da. Ana, te rog. Înainte de domeniu, borsocule, vreau să fac domeniile... Piața domenii. Ce faci, mă? Un pariu. Iar faci pariu? Fac pariu. Păi, dar care e casă de... Fac pariu că Țociu și Palade pică pe pedeapsă runda asta. Pe pedeapsă cui? Pe pedeapsă, adică pe când dăm aici e pedeapsă. Du-te, n-ai nicio șansă. Deci asta vrei tu să pică. Un pariu cu tine că nu. Mă, să pui mâna să mai mănânci, stai în grașa. Da, nu. Hai. Eu n-am știut că ai așa fantezii nebune. Pe 200 la salariu. Dar de unde ți-a venit ție cu chestia asta? Nu știu, are niște fantezii nebune, vrea să vă pedepsească. Ai visuri cu noi? Da. O amândoi? Eu știu. N-ar fi prima. Mai avem niște bunici în Rahova. Domeniu, Ana, te rog. Domeniul este precauție. Precauție. Ce-am zis eu, dacă nu ai grijă. Hai, dăm de roată, Romică. De roată? Da. Băi, succes. Vezi ce înseamnă să te duci la sală? Nu mă tu, că eu dau. Păi dacă am câștigat... Băi, e ceva să nu iau eu, să dau eu că vreau. La prima întrebare, măcar să dau și eu la roată. Tu nu, doar te uiți mai acum. Acum te uiți. Cornel. N-am venit să ne certeam. Uite, vezi, de-aia venim pe rând. Bine, stai. 007, ia uite, fii atent. 700. Băi, se citește Inver de sus. Nu, păi eu citeam de la mine încoace. Da. Atenție, da? Nu mai sta a plecat. Atenție, frigiderul, da? Acu galben al vostru, da? Nu mai sta a plecat, ce am zis. Păi de unde dau? Nu, acu galben al vostru, să știți unde să vă uitați. Acu galben, păi și cu normal. Albastru e al... N-am făcut cunoștință cu... Cu Ioana. Te pup, Ioana. Stai puțin. Când asta? Te pup. De la... Liceul 4 la dezmembrere. Hai, și-am dat ce? Hai, gata-te! Ce-ai făcut, mă? Ce-i aia? Se citește de jos în sus. Spatule? Ce? Arătură scrie. Arătură. Stai o tură. Stai o tură? Stai o mână, da. Dar de ce ai ajuns asta la mine cu stai o tură? Păi ți-am spus să mă lași pe mine, să ai vrut tu să dai. Bine, hai. Te-am Vlad! Vis. Vlad! Ce faci? Dau de roată. Ești emoționat? Puțin. E, noi. Fără emoții, Vlăduț, hai, tare de roată! Da, de puncte, Vlad. Consoană, prima consoană din această seară este B de la balon. B de la balon. Nu este. Nu este. Next. Hai. Știi puzzle-ul? Da, mă, da. Hai, Ioana, dă-i. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Au! Încă una și... Zi, consoană. S de la Sanie. S de la... Așa, zi. Stai, mă, de un joc aici. S de la Sanie. Este! Hai, dă-i de rată. Știi că eu de voi iubi. De puncte, consoană. C. De la creion. Da. Ia să vedem.
Bine! Hai! Bravo! Da. O consoană ridicăm plăcuța pentru a câștiga prima plăcuță. Nu pun mâna pe nimic. Trebuie să-mi dai soluția la finalul rundei. Începem treptat. Consoană. R de la rață. R de la rață. Este! Acum 2400 de puncte, putem cumpăra o vocală să ne ajutați. Asta înseamnă că îmi dai 1500 de puncte sau dai de roată. Ia uite, bă, ce... Latră pisica. Dau de roată. Am pariat că latră runda asta, bursucule. Ai pariat că latră runda asta, a? Da. O să dau de roată. Hai, dă-i. Ei, da, na, acum... Ei, nu cred așa! Vrei să le iei tu pe toate, hai! Credeai? Ce, mă, pe, ce? Dumnezeu e sus, să da, știi! Da, ce, mă, cu fata? Pe ce vrea da mașină deodată și aia, hai! Bă, pricinosule! Lasă-mă, fata, îmi pace că mie mi-ar plăcut să câștige! Să câștige, mă! Hai, trebuie! Mai dai odată! Se întoarce la mine plăcuța asta okay. Și avem 0 puncte. E ca și cum nu te-ai jucat. Ba da, s-a jucat prin curte, un pic. Așa. 1500 de puncte, băieți. Dăm da. De roată. Da, tu, nu mai, că nu mai dau. Nu mai. Trece aici. Putem cumpăra o vocală să ne ajutăm, să deșifrăm mai repede puzzle-ul sau... Aș putea cumpăra o vocală? Da, îmi dai 1500 de puncte, eu îți dau o vocală și... Cât? 1500? A, 500 de euro, ce îi dai de la tine? Da. Îi dai de la canal. Ce dai da. De la... Dă-ne un A. 30 de aur acum, ia. Se putea mai bine. A, gata, păi aia, dacă mai cumperi și un... Eu zic să mai cumpărați unul. Dacă mai cumpărăm... Să dăm o tură. Să dăm o tură. Hai, fără faliment. Și... Hai. La 800 am dat. Și a ajuns la faliment. Mai bursucule. Și așa n-aveam nimic. Oamenii ăștia fac orice să nu cadă pe pedeapsă. Băi, adu-te acasă, să-mi strice mie pariu. Eu am plecat, să știi. La revedere, am semnat, bă, banii iau. Unde-ai pus mâna, mă, trăiesc în familia ta? Unde-ai pus mâna? Pe buton. Pe buton. Pe buton am pus. E, pe nu mai pune mâna pe da. Buton. Și așa n-aveam nimic, bă. Ce n-aveam? Că aveam că numai tu ai faliment, avem și... Aveați 1000 de puncte. Vrei da. Să spun ceva? Bă, bă, le facem. Vrei să spun ceva? Le facem una, două. Da. Păi acum, după ce dau eu, mai vine o pedeapsă, trei falimente și aia sus. Bursucule! Vreau băi, să mai facem un pariu. Iar cu pariu, mă. A fost al lui Adrian copilul minune, că mă strânge, mă, e mică, tot iese în sus. Ce crezi, da? Da. Pe cuvântul meu, iese în continuu. Ia zi, Ana, ce dacă, te, dacă ne mergea în carieră și cum merge la roata asta, eram nenorocit. Ce pariu, băi, Ana, vrei să punem? Mai Ana, ce mai vrei? Vreau să fac un pariu. Da? Că pe mine mă filmează mai multe camere la roata norocului. Cum să te filmeze mai multe camere pe tine? Păi, da, normal, cum, adică? Vrei pe mine mă filmează mai mult. Da, bineînțeles, ia fii atent. Ia fii atent. Camera 1. Ia uite. Spider. Ia uite. Spider. Ia, ai și Spider. Ia uite. Da, are. Camera 2. Camera 3. Camera 3. E bine și așa. Camera 4. Camera 5. Camera 6. Camera 7. Dar ce e asta, e bloc sau e vilă? Vrei să iau și telefonul? Să-mi fac o poză? Să fiu și pe camera de la... Și mă mai filmează și Gabi în culise mereu. Ia termine tu, mă, du-te la locul tău. Și apropo, ai câștigat pariul ăsta, dar ai să-mi dai 500 de lei, că ai plecat din locul tău de mai devreme. Nu că ăla s-a terminat pariul. L-ai pierdut? 500 de lei. Am trecut scorul, îmi pare rău.
Hai, Vlad, poate tu ești mai norocos. Hai! Hai! Hai, poate dai și... Plătuțule! O să zic, hai, hai. O să zic de la dinozaur. De la dinozaur. Bravo! Hai! Na 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 na. Și a reglat mâna. Și a reglat mâna, da. Și noi cred că avem scurtă, da. Cred că e prea scurtă mâna. Hai mâna scurtă, nebunule. Fă de la farfurie. Fă de la farfurie sau de la faliment, mai nu spunem este. Noi? Nu este. Este! Este, da. 1600, putem cumpăra o bocală sau dăm de rată? Dau de rată. Hai. Nu dorește. Dacă nu dorește omul, băi, bai pe gât bocala. Ioana, fii atent, Ioana, ce concentrată e. Își mușca buza. Vlăduț, avem bună. 3 plicuri galbene. 1, 2 sau 3? Oricum te faci de... 2. Tot ce alegi. O să merg cu 2. 2. 2. Și alții au ales tot 2, cu speranța că o să fie bine. O să fie bine, da, bine, da, noi. Da, noi, nu. Ce zice, linși de pe jos, faci ceva. Linge câine. Băi, Vlăduț, băi! Să mor dacă nu. Bă, mă fac mentalist, dacă e asta. Mă fac de mentalist. Băi, care-i zonă, băi? În sectorul 5, stai cu minte. Hai că am glumit. Aolo, mai bine lingeai câinele, crede-mă, pe cuvânt. Pe cine trebuie să lingă? Dacă câinele e nasol, pe cine trebuie să lingă? Nu trebuie să lingă nimic, e mai deci, rău. Deci pedeapsa e următoarea. Ce aveți cu copilul? Mănâncă ăsta? 4 marmelade de pe fundul lui Palade. Ia vezi, mă, marmelada pe fund. Eu am vrut să spun. Am marmelada pe fund. Nu pare marmelada. Pare mai mult gem. Gem, da. Gem de plăcere. Gem de plăcere. Uite, vezi, mai vezi și tu comedie. Hai, că hai, gata, am glumit. Zi. Bea toată apa dintr-o sticlă ținută între picioare de romică. Hai. Hai. Am glumit. Poate să bea. Am glumit. Dar cum se confunde cu Dan Bicean. E bine de la romică că eu n-am sticlă. Da. Am glumit. Pe bune, Vlad, pedeapsa ta sună așa. Dansează ca o balerină lacul lebedelor, îmbrăcat în costum de sumo. Hai că lui stă bine. E slăbuț, e... Ha, 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 bravo! Vlăduț, e unul din puținele momente în care mă simt slim fit. Stai aici. Da. Și fii atent. Muzică, maestre, vals. Valsul mirilor. Bravo, Vlăduț! Poți să iei pe Barnoschi la dans? Păi nu că dă, bă. Te rog, ia-o! Thank you.
spun așa, trebuie să stai. Alo? Toată runda. Hai. Numai puțin. Vlad, stai un pic acolo. Alo, da. M-a sunat de la Opera Română. Da. L-a văzut. Da. Și au un loc pentru el în Lacul Lebedelor, dacă vrea. Ai dori? Mătasea broaștei. Da. Da, da, vine acum. Ele, da. Așa, Vlăduț. Facem o mică erată. E vorba de Șostakovici, Second Waltz. Second, da. A, Second Waltz. A. Vlad, ia. 1600 de puncte. Cumperi o vocală sau dai de roate? Dau de roate. Hai. Dă de roate, poate dai de tot. Hai. Suzana, eu îți spun un mama, mi-ai mura bandana, nu mă mai joc. Dai o mână pe astea, 800, n-ai văzut. Dai o mână, că... Când vine să-ți dau peste ea. Consoană. L. L. De la... Ei, nu e. Bună, L, bună. Dacă spun că sunt dementalist de ăsta. Ioana. Da. Hai. De puncte. 700, iartă-mă, 700, zi. Tu. Bine, cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Dau de roată. Hai, de roată, hai, la tare, place, tare, 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 tare. Mai mult. Așa-s băieții umblând, numai cu băpete, ca de plombe, ca de și plombe. Încă două. Încă una, două. Ia uite la a doua aici. 10.000 de ron cash. 300. Nu. Nu e. Ah, ia uite, mă, e. Ce facem acum? Cum a zis că se numește domeniu? Scrie, uite. Precauție. Acolo. A, acolo, precauție, da. Să cumpăr o vocală. Yes. A, gata, mă, știu. I. Bun. Ce facem acum? Hai, gândește-te. Hai, să... dă soluția. 5. Și... Dă o... 4. Hai. O să dau de rată. Tare. This girl is on fire. This girl is on fire. P. P. De da. La pensulă. Da. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya. Salu ya, Ramalinka, Malinka Maya. 400, hai Ioana, zi. V. Hai, e la noi! Mă la, eu! Da, hai. Dă-te așa! Dă-te așa, să vezi, te mai falimentul, ia! Hop! Aia se uite, ai vrea pedepsă. Na, uite! Aia tot timpul mi-a plăcut lubrifiatul când dau de ăsta, dar nu... M-am dat așa? Da. De ce probleme că mi s-a lipit mâna de mână. Gata! Hai, nu, hai. Am mai luat de la. Dau ăsta. Ăsta. Tu de unde ai apucat? Uite-te încolo. Doamne, bă, mă, niște emoții. Uite ce, că de obicei veneam în parc, dormeam, câștigam și plecam. Hai. Acum am venit cu... Apasă un pic pe buton. Nu mai apăs. Dă un pic pe buton. Lasă-mă în pace. Ca să ai noroc. Lasă-mă în pace. Dă-i eu pal meu. A, ce-o fi, eu fi, acum ai te veni la emisiune și ce, dacă nu câștig, îi luăm frigider noi și gata. Ia uite, Ioana, ce stă, ce stai cu ochii, mă? Hai, de gata, nu mai uiți. Vă că suferă, dă-mă tu, că vă... S-a albit la față. S-a albit la față. Hai, Romica, dă-i să luăm premiile. Păi, aici trebuie să fii puternic, nu trebuie să ai emoții. Hai. Hai.
Oh, mamă, dă-mă, lasă-mă. Tare! Hai! O mie cele mai multe? Cele mai multe. Am plecat treaba mică, fiat. Eu atât am putut, atât am făcut. Complele rămâi no. Și dă soluția. Fii atent. Hai, du-te. Dă o consoană. Fiți atent. Dă tu. Fiți atent. Am nevoie de o consoană corectă. Dacă consoana se repetă de mai multe ori, am punem câștigat. 1500 ori de câte ori apare consoana acolo. Dacă apare de 4 ori, am luat 6. Fiți atenți, concentrați-vă, uitați-vă în ecranul de jos, vedeți toate consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Precauție și consoana corectă este... Ar fi G... Nu, dar nu e. Nu e. M, dacă ar mai fi. Și cam acolo. P-ul s-a spus, R-ul s-a spus, S-ul s-a spus, un Ș... Ce-am spus eu, un M dacă ar fi. Dar nu luăm e. Mă, nu. Nu. Păi bun, dă tu altă, că uite, s-au spus. Luăm mă? Nu, 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 nu văd mai aici. Uite acolo, în dreapta, s-ar putea. Tri, mi? Nu. Uite acolo, în dreapta, ai, un mă, ar putea să zică ce. Nu, ăla e... Rămâne mă, da? Bun, mă, dă tu, hai. Păi și eu nu știu, nu știu. Păi și atunci lasă-mă, în pace. Zi. Păi zi. Mă. M. Păi n-am. M. Romica, dacă acolo există măcar un M, avem 1500 de puncte. Romica nu crede în M-ul ăsta. Cornel a spus M. Faceți pariurile acum. Să punem repede pariurile. Nu. Mă gândește-te, mai, ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi, ce-ar mai fi? M. Nu, nu, stai puțin. Mai gândește-te tu. Nu m-am gândit, bă, nebunule, la ce... Da, da, e, acolo. E, ce era un M. Da, un M, acolo e. Da, ai. Intră și... Este! Am văzut eu, da. Acum. Cumpărăm! Avem 1500 de puncte, putem cumpăra o vocală să ne ajutăm? Da, da, eu cumpăr eu. Ia zi. Cam, de unde? Vocala? Ăla, dacă rezolvăm pe ăla... Hai, cumpărăm o vocală, eu, poate e acolo este, ceva. E clar, sare, da? De la o poștă. Hai, hai, sare, ue, sare, e, e de că nu. Hai să vedem. Mai cumpărăm una să ne prindem și după aia dăm după consoană? Dăm o dată, nu, dăm o dată. Și o consoană? Da. Hai, dă-i. Hai. Tare. Ce? Mai dau eu? Da, da, da. Mamă, mi-a o frică, bă. Hai, tare. Gata, și ce, dacă nu, nu. Poți să cer consoana fără să dau, nu? Da. Nu, trebuie să dăm, să vedem unde picăm. Hai, tare. Ah, Doamne, ai, uite, am hai. Dat așa și... Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel, și nimeni n-a din cum să ne duc poate, nici lumea nu mai tare mare. Uite unde eram, aici. Wow. Hai să nățise zâmbetul lui Z. 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 De unde? Este! Mai cumpărăm una, o vocală? Să nu ce? Hai, cumpărăm o vocală să ne ajutăm? Deci... Zi, cumpără, ia-o tu. Cumpără-o, că-ți dau de la mie. Că... Dă-mi... Dă ce? U. U. Din I sau U din A? U din A. U din A. A, eu... Dar e unul singur ăla. Păi de ce... Două! Mai cumpărăm una? Ce zice, mă, să nu... Ce atenție, 800 de puncte. Hai să mai cumpărăm o vocală să ne ajutăm și după dăm de o rată. Hai! Atunci când era atunci... Atunci poate... Nu, mai târziu. Hai să mai cumpărăm o vocală. Mai e una de care avem nevoie. Hai. Deci acolo nu este. Atunci nu e, nu e, nu e, nu e. Este atenție. Deci vocala cred că este e. Dă-ne un ț. Ț. Păi ț dăm de roată dacă vrei. A, nu, nu. Cumpărăm, mă, ce e. Dă-mi un e. E.
nu veni să ne dai peste mână, pleacă aici. Da, soluție. Da, hai soluția. Dăm de roată să adunăm puncte, hai. Dăm de roată și soluția. Adunăm puncte, hai, da. Dă-i de roată. Eu tot eu, mi-e frică. Bine, mă, trebuie să dau cu lu. Aveți 300 de puncte, dacă îmi dați soluția acum adunăm 800, nu luăm nimic. Trebuie să mai adunăm niște puncte acum, hai. Atenție la pedeapsă. De ce? Hai, sper că n-aveți buton de la cu frână. Nu există. Ia să văd, ai pedal acolo. Ai pedală? N-are. Uite. Ia uite. Da. Nu, dar am făcut ITP-ul acum două luni. Hai, mă, da. Gata, mă, dau ce vrei. Că dau când vreau. Uitați-vă, și luăm o consoană. Uitați-vă, uitați-vă la Ana. Zim, vrei să iau consoană? Consoană ca să adunăm puncte. Ca să adunăm puncte, da. Bun. Uitați-vă cum stă pentru pedeapsă. Gata, câte vrei, zi mie, că eu mă setez și cât. Hai, dăm stat. Uite aici vreau să dai. Tare să pici aici. Hai, să ne îmbogățim. Nu, te rog că mă țeapă inima acolo. Hai, între ele. Tare, tare, tare. Gata, mă, tare, hai. Întrerupătorul ăsta aici. Ai auzit-o? Și am că... zis 800. Tu ai dat, tu ai dat. Tu te-și fă pe dapsă. Nu, păi nu, că ăla dă. Unul dă și unul face. Deci, păi tu ai dat. Eu te-am să dai adică pe dapsă. Adică cum e? Tu le faci, tu să le tragi. Și că, și că pe, pe casa câștigă întotdeauna. Zic unele pe care ți-o alegi. 1, 2 sau 3, o faceți împreună. Se poate să plec din emisiune. O faceți bine, mă, trei, hai, trei. 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 Dar o facem amândoi sau numai unul? Amândoi. Este pentru Cornel. Bagă-i lumea, mică, un pastârnac. Ce să fac? Să dai cu lac, băi, ce? Bagă-i lui Romica un păstârnac. O rundă, dar nu în cap. O, bagă-i lui Romica un păstârnac oriunde, dar nu în cap. În ciorbă. În ciorbă. O acceptați pe asta sau alta? Vă dăm alta. Hai, exact ce scrie. Eu fac alergie. Morcov, da, dar... păstârnac. Sunt alergic la păstârnac. Hai. Urcă o minge împreună cu partenerul tău, de la picioare până în dreptul pieptului, fără mâini. Gata, mă! Gata, mă, băi! Cornele, știi că am jucat la Real Rahova. Mai dacă bine mai... m-a dat să o strâng între picioare. Mai... poate ieșea lumea dacă merge, dacă mers. Da. Bine! Hai! Între picioare. Cornel aici, te rog. Da. Romica aici, între picioare. Cum am? Stai mă, tu ce faci aici? Luați alu, mingea așa, cu picioarele, fără să puneți mâinile, trebuie ca mingea să ajungă pe pieptul vostru. Da, mă, 3, da. 2, vezi, 1, vezi start. Da, da. Nu, 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 nu te cred că n-am. Păi da, ca să o țin, copule. Nu, nu te cred că n-am. Nu te cred că n-am. Nu te cred că n-am. Hai. Stai. Stai un pic. Hai, atenție. Ține-o tu între picioare un pic. Lasă-o, lasă-o, mă, nu? Iar m-a sărit asta. M-a spart cu ea, să tezi. M-a sunat Burleanu. Sunteți convocați. La lot! Felicitări! La lotul personal! Mergem la ecranul galben, bravo! Zi-mă cu statul acasă, să spună Cornel! Ce? Cu statul acasă, uite, să spună! Nu asta cu pandemia, că și când au zis ăștia, stați acasă!
Știi? Dați acasă! Da. Dați acasă! Bravo, așa e! Și vreau să mulțumim celor care s-au sacrificat într-adevăr. Și chiar au ascultat. Au ascultat. Îmi mulțumim echipei naționale de fotbal a României, care stă acasă de 20 de ani și cred că mai stă 30. Băna Romică! Da! E tot rândul nostru, bă, păi nebună! Păi da, tot noi dăm! Dă tu acum, că nu-mi e fric, hai! Ia, sper dă tu că... și bagă-ne de faliment să plecăm acasă! Bă, da, chiar așa, mă! Ai câteva premii, restul numai falimente, numai pe... Da, dar asta... nu mai comenta! Asta-i de bine, asta-i de bine! Da. Asta-i de bine, aia e de bine, aia e de bine! Hai să închidem, să-i luăm lui doamna aia caloriferul să plecăm acasă! Hai! Mama, am niște emoții, bă! Data n-a fost de când ai dat? Da, am dat și eu. Ce mâini de c***t avem. Da. Așa să-i spune. Da. Ai mâna scurtă, du-te. Hai bă, mai dăm o dată. Păi sper că nu vrei să fac 7 pedepse acum. Ba da, mă facem, că dacă așa e formatul. Pupă-l pe gură pe Gabi. Pe care Gabi, mă? Gabi! Aoleu. Prin el! Gabi! Iată-mă, dă-ți masca jos, să-ți văd trompeta. Vino să te pup pe tata. 1, 2 sau 3. Băi, Gabi, du-te, mă, dai. Băiatul lui tata. Nu mai stai cu mine. Dacă mă înșeli, bravo. Încă o dată, hai. Hei, 1, 2 sau 3, hai. Ha? 1, 2 sau 3. Zic că eu am luat 3-ul, dea 2-ul, să vezi ce... Dă-mi 1. A, ce? E ușor. Acum să coborâm mingea de la cap până la picioare, ce? Nu, e ușor. Fă... Limbo? Fă, nenor, sau ce? Limbo, cine dracu? Eu abia mă... Limbo. Are limba... Care limba? Limba de la pantofi are mai mare. Cine vrei, mă? Bimbo să-ți facă limbo! Fă limbo cu două gantere în mâini. Deci, du-te că tu ești sportivul familiei, hai, sacrifică. Gantere? Gantere, mă, două de alea, hai, le duci în mână și fă un limbo pe spate și ai. Da? Da. Limbo. Dacă nu, fac eu cu ganterele și fă tu limbo. Tu, o mică. Da? Ăstea sunt. Da, și cât de mică, nu fi, că am și eu o problemă la... Vezi că e operat pe coloană, ai grijă. Da, pe coloana de apă, de la primărie. 3, 2, 1, ai, 3. Ai trezit pe bă... Hai împreună. Mă ții tu de spate. Da, gata, ține-mă. Mersi. Auzi, Cornele, tu treci invers limbo. Da, da. Bravo. Nu poți. Hai. Mă lăsăm mai jos. Bă, e prea jos. Îți dau pălăria ca să nu se agațene. Lasă-mă cum îl dai. Hai, mă ții, da? Nu te țin nebunul de aici. Ba da, mă ții de spate, du-te, așa. Bă, de ba da, mă ții de umeri, de umeri, da? Dacă hai, te duci jos. Hai, nu mă duc. Da. Hai. Dar de umeri, de umeri, umeri, de umeri, de așa. Hai. Ești gata? Hai. Băi, știți cum... Ține ăsta să-ți arăt. Ține ăsta. Du-te, bă, de aici. Dă, băi, băi, dă, băi. Lasă-mi trece-o. Hai că țin eu. Lasă mai jos. Hai că țin eu. Lasă. Ca să vezi cum era. Mai jos? Bravo. Bravo. Aplauze pentru...
ajutat. Sper că nu mai dai de două ori la rând pedeapsă. Da. Hai, dă-mi de roată. Dau eu. Hai că dau eu să scăpăm, să dăm finalul și gata. Bună, Ioana, ce faci? Cornele, aici, tată. Bună, gata. Ioana, cine? Nu putem să iau un loc. Bună, Ioana, cine te-a chemat? Avem 300 de puncte, dacă îmi dați soluția acum. Cine vă mai dau 500 și avem 800 de puncte. Cât îmi dai? Sau 500. Așa. Sau mai dăm totuși de o rată și mai adunăm niște puncte. Nu, îți dăm, să-i dau soluția să mai dau. Tu, dă-mi zi un la urechi, că s-ar putea să ți se pare. S-ar putea să ți se pare că e bună, Cornele, da. Tu știi că tot timpul... Aia. Singura problemă este că nu ne ajung punctele, adică 800 de puncte, nu luăm nici mașină de spălat, nici frigider. Nu luăm nimic? Nu, luăm altceva, dar nu. Gaura aia de la mașină? Nu. Aia da, hai. Putem cuva. Hai, dăm. Asta, tulumba. Hai, mă, hai, mă, hai, mă, dă-mă, hai, mă, hai, mă, hai, mă, hai, mă, Cornele, dai, mă, consoană. Am consoană. G. G, mă, Cornele. Fiată, dacă e G, ne îmbogățim. E ia. G, mă. Ia să vedem. Este! Îți mai dau una. Ce îmbogățim, că e una singură. E bun, e bun. Avem 1000 de puncte acum. Dacă. Dacă. Atenție. Da. Ai, aici am, aici îmi place când zici. Doamna Gianina. Gianina! Da. Mașina de spălat, doamnă, costă 1600 de puncte. Băi, sunt pitos, ce că e 1000. Fiți atenți. Dacă. Cornel. Da. Îmi dă soluția corectă. Și Romică, nu mă băga, acum la soluție, pe mine mă scoți. Și Romică, avem 1500 de puncte. Asta înseamnă că mai avem nevoie fix de 100 de puncte. Doamna Gianina, dacă sunteți de acord, băieții, îmi dau soluția și dacă este corectă, mai pun și 100 de puncte și vă dau mașina de spălat. 100 de puncte. Da, mă, vreți? Da, mă, da. Vreți? Da, mă, că nu dă de la el, că doamna Gianina, fiți doamna atent. Gian, te fugi. În același timp, mai există... Unde-i, mă, doamna Gianina? Mai există consoană acolo în puzzle, doamnă. Dacă dăm de rată și mai adunăm puncte, dacă pică pe 1500, luăm și mașina de spălat și frigiderul. Ce hai, facem? Nu, lasă vrăjeala, că de obicei nu cade. Doamna Gianina, ce facem? Gianina, rămânem la faza pe... Pe orașe. Județ. Da, cum spune vedete. Nu, cum zici tu? Dacă tu zici că să dăm, dăm. Dar treaba ta, după aia veniți să te ajutăm la spălat și noi. Da. Cred că te-ai săturat de spălat la albie. Și eu fac pariu la fel, că o să picați pe puncte dacă dați de roată. Ce râde la Micu. La Micu, da, uite, e... Eu zic că dacă dați la fel de tare, picați pe puncte. Uitați-vă, sunteți numai în dreptul punctelor. Trebuie roata să învăr mă, numai că eu știu, am mâna... Cornele, dai dăm tu... soluția sau dăm de roată? Dăm soluția. Dăm soluția și mai dăm 100. Da, mă, să știu, mă, Romică, da. Dăm soluția sau dăm de roată și mai adunăm niște puncte? Dăm soluție. De roată, spune Antonio. Cine? Antonio, mai spune o dată, ce să facă? Să dea de roată. Dați de roată. Frate. Bine, treaba ta. Ascultă-mă. Bine. Ascultă-mă. O să pui cârnații tot afară pe sârmă. Vrea. Bine. Deci, iată. Vrea copilul. Te ascultăm aici. Am bravo. Dă-i de roată tare. Deci, Romică, să nu că e, ăsta așa face. Dă-i de astea cocoșate, ca la Constanța, Cornel, înțeleg? Nu. Tare. Cornele. Hai să-i dăm frigiderul femeii. Cornele, dă-i tare de roată. Să vedem ce zice cățelul. Gianina, dă-mi de roată sau soluția? A zis la Micu să dă. Nu, lasă-mă la Micu, la Micu e minor. Dă-mi de roată, spune și Gianina. Gianina, hai, jură-te, lasă-mă, nu. S-o văd eu. Gianina, jură-te, dă-mi de roată. Da, dă-mi de roată. Dă-mi de roată, aplauze pentru Gianina. Bă, n-ai nevoie de mașină. Lasă-mă, nu, mă, da. Gianina, Cornele, dă-i tare odată. Da. Să pui cartaboșii. Cornele, dă-i odată tare. Să pui cartaboșii. Aplauze. Bă, mă, lasă să dau tare. Bă, Cornel Palade, tare. Tare, Cornele. Așa. Dacă se oprea pe powerplay acolo, ne îmbogățeam, Cornel. La powerplay ce era? 3000 de ron cash plus punctele acumulate. Mamă, nebunule! 200 de puncte. Nu puteai, mă, să Cornel mai bagi și degetul, mă, mic. Ai dat cu ăstea 4 zgârciți. Cornel. Ai dat cu gheară. Consoană. Ț, ț. De la ț. Bine!
Iar acum, Gianina. În momentul ăsta s-a auzit acest sunet, nu mai există consoane. Dragii mei, avem 1400 de puncte. Gianina. Da. Dacă soluția este corectă, poți pleca acasă cu frigiderul. 1900 de mașină. Puncte. 1900 de puncte. Îți mai dau și 100 de puncte și îți dau frigiderul. Gianina. Da. Nu mai, te termină cu datul, Gianino. Cornel. Da. Romică. O singură dată, tare, clar și corect, vreau să aud soluția asta. Lipsește o singură literă. Și ai grijă. Atenție, o singură dată, zi, Cornele. Atenție când faci pariu, să nu regreți mai târziu. Atenție când faci pariu, să nu regreți mai târziu, spune Cornel Palade. Pentru frigider. Gianina! Da? Punem mașina asta înapoi pe roată și îți spun doar atât. Ai câștigat un frigider de la Albatros! Mulțumim frumos! Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem! Hey, Gianina! Vreau o cameră aici! Deci fii atentă. Ionuț, stai să vină Ionuț la tine. Da. Ionuț, vină la Romica, că are să... Ionuț, vină cu puțin. Gianina, să fii atentă. Că putem face o șmecherie și terminăm aici. Băgăm sus aici alimentele și sus facem o jos, facem o gaură și facem și mașină de spălat. Spălăm la rece, dar bine. Înțelegi? Doamne, domnilor, aplauze pentru Cornel Palade și Romica Sociu. Mergem în runda a doua. De departajare, care arată așa. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Tu ești la buton. Da? Ca să știm, să nu ne încurcăm iar că dau eu sau tu. Hai, Ana. Zi, Ana. Domeniul este Aparia. 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 Cornel și Romică, sunteți blocați? Pentru că ați răspuns corect în primul pază de departajare, mă voi juca cu Ioana și Vlad. Aveți șansa voastră de a începe runda a doua și de a câștiga 800 de puncte. Vlad, Ioana, nu uitați, butonul din partea dreaptă, litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care știți răspunsul, apăsați butonul Start. Aparia. Aparia. 800 de puncte. Ce ar putea scrie acolo? Haide! Apasă stop! Ioana. Apune rămășag. A pune rămășag. Este! Bursuc, Ioana, are o față așa, cum să spun, frumoasă, divină, așa. A pune rămășag. Are o față de înger, așa. Înțești când au... A pune rămășag. Vocea e... Iată... Bine, te pup! Ioana, da. Puzzle-ul din runda a doua. Hai, pentru Ioana. Tine. Da. Domeniul! Hai, mă, că e... Dacă vrei să nu mă ține, cum te ține, și mi-e la joacă. Da. Domeniul este nervoși. Nervoși. Auzi, da, ții cu nenorocirea asta la noi în platou, că a apărut așa dintr-o dată. Mi-am luat locație, bursucule. Am luat o autorizație aici în platou și vând. Pariez. Aha. Ți-ai luat locație în platou. Poți să-i fac puțină reclamă?
Fă, bă, până la urmă nu te ajut eu pe tine să te dezvolți. Doamnelor și domnilor, câștiguri senzaționale la Anabet. Am pariat 2 milioane și m-am ales cu silicoane. Poate parezi eu 2 milioane că-ți fac ghișeu cartoane. Ia vezi tu. Ai vrsucule, păi, nu strici tu mie afacerea. Păi nu, da, nici tu nu cu silicoanele la noi în emisiune. Ana, de sponsor, da, nu ai nevoie. Da. Pentru spate ai nevoie, zic. Da, față, ai avea? Nu, așa nu, avea. Nu. A, nu? Nu, nu. E bine, mai stai 2 ani. Hai, treci la locul tău. Ioana, dă-i de rată și tare! Hop! Una mattina mi sono rialzato. Oh, vera ciao, vera ciao, vera ciao, ciao, ciao. Care era domeniul? Nervoși. Nervoși. Așa suntem noi acum când am văzut asta. Joker consumă... Nu vezi că m-am luat căldurile, m-am și dezbrăcat, am aruncat geaca. Și avem șansă dublă de a câștiga această rundă. Consoană. Cât de la câine. Este... Cum, dacă dai o consoană greșită, o soluție greșită, dai odată aia, fă faliment, dar aia te salvează odată, jocărul. Super. Bravo, bă, extraordinar. Hai, da. Și... Ia cu tine și inima, inima mea, și ascund-o în bagaje pe undeva. Exact, exact, asta e. Bravo. Bravo, excelent. Foarte bine ai jucat, o mână excelentă. Bravo, asta înseamnă să ai mână bună. Îmi dai mie jokerul și mă joc tot cu tine sau... Așa. Luăm acum falimentul ăsta, ții jokerul pentru mai târziu în cazul în care vor greși și ei și el și mai ai o șansă. Adică se mai face ceva din puzzle și... Da, îl păstrez. Îl păstrez, da? Bun, hai Cornele, dăm de rastă, tată. Hai, mă, și... să dăm, că acum nu ne interesează, că suntem la început. Hai, dă și tu 1500 și să plecăm. Hai. Acolo, la unghia găinii. Dar cu faliment la ce? Că la nimic. Și așa n-avem nimic. Hai, vreau să-ți bagă. Mamă, mă uit la voi exact la mustață. Așa cum ne uităm noi la noi. Ai, ai, ia, coco, ciambo, ai, ai, e, e, o. Ai, ai, ia, coco, ciambo, ai, ai, e, e, o. 200, Vlad, zi! 200, Vlad, e bine și așa. D. D, de la dragoste. Dinte. Dinte. Hai, și dă-i! Hai! Hai, blăduțule! Mă iubește femeile și e moarte după mine. Oh. 500, zi! B de la brânză. Hai, da, mă! Unde te gândești, mă? Ce faceți, mă? Deci pe 500 de puncte? Îi schimb o mare și schimb valutar? Fii drăguță, poți să ne schimbi și nouă? A venit Gabi să parieze? Da, da. Ana, ai și exchange? Și de ce vreau să ne schimbi și nouă mersul? De-aia... La cât? La cât? La, nu, la, cum se spune, unghi drept, înțelegi? Deci a pariat, deci pe Ioana? Deci pică pe 500 la următoarea, da? Hai, Ioana, să vedem dacă... Pe cine ai pariat? A, pe Ioana. Pe Ioana, 500 de puncte, deci. Liberă la mare, stau cu tine în soare, te iubim, vezi, perinte, nu mai sunt o bără cu minte. Power play! Era pe gând, I know that I would now, so good, so good, I got you. We'll be right back.
500 de puncte. Sari sus de bucurie, Ioana. Că ne-ai sparficat-o aici. 500 de puncte, ți-a luat banii, pleacă de aici. Vin mai târziu la casă. Parnoschi, ieși afară. Eu, i-am zis să pună pe powerplay. Totul pe asta și-a făcut și ușe. Bravo, treci la puzzle, că avem treabă. Ioana! Zi-mă ce-a făcut, ce înseamnă powerplay, că nu ne-ai spus. Powerplay. Ai 60 de secunde doar ale tale. Dai de roată timp de 60 de secunde fără să te oprească nimeni. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Okay. Că-i corectă, că-i greșită, dai mai departe. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Okay. Dacă îți dai seama de soluție în cele 60 de secunde, spui stop, îmi spui soluția corectă și câștigi 3.000 de ron cash plus punctele acumulate. Asta cu banii e bună mai spre final, când deja cam știi despre ce e vorba. Dar, prost asta la tine, dar putem aduna foarte multe puncte. Okay. Trebuie doar să pici pe puncte și să-ți spui consoane. Dar nu dai faliment sau pedeapsă, ai Ioana, de 3 ori la rând. Pune-ți în capul tău, pregătește-te așa. Să ai 5-6 consoane. Da. Da. Să le ai, când s-au oprit, pac, și nu stai. Îți mai dau un avantaj, nu trebuie să dai tare de roată. Da. Consoane să le ai în cap, în cap, nu în minte, înțelegi? Da. Că dacă le mai bine să știi o poezie, care da, și da, consoane. Da. Atenție, Ioana, 60 de secunde. Nu, vrei să spun ceva? Că n-ai încurcat-o deloc. E totul aia, dacă scade la de 3 ori și ai dat de 60 de secunde, da, și nu mai să scade cifre, că dacă scade litere, trebuie să gândești așa de consoane. În rest, dacă scade aia, iei jokerul și pui powerplay, după care dai în faliment. Pa. Înțelegi? Și Ioana, ai înțeles? Da, e ok. 3, 2, 1, powerplay! Hai! Atât, perfect, prea tare, poți să dai puțin mai încet? Las-o! Excelentă zi! Super! Tu! Tu! Hai, pentru 1500, tu! Mai încet! Mai încet, că se mânte prea tare! Tu, bravo! Tu! 1500, tu! Următoarea ta consoană, las-o! Las-o, dă-i de rată, 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 atât, bravo! Zi! Alo, alo, era pedeapsă! Care? Du! Du! Hai, pentru 800 de puncte! Zi! M! M, hai, 700! Mai avem 21 de secunde! Dă-i de rată, dă-i de rată, că nu se oprește! Zi! Nu! Nu! Hai, pentru 200! Mai avem 10 secunde, e bine? Zi! S! S! Pentru 300, S de la săpun! Astea au fost. Mergi la locul tău. Mamă, ce... Bă, păi nu mă dă soluție. Ai zis așa. T, M, N și S. Patru consoane mi-ai dat, iar în momentul ăsta ai... 4200 de puncte power play! Ioana, 4200 de puncte și joker. Ce facem acum? Cumpăr o vocală. Ia zi. Ai stat așa? U. Și ai început? U. Mă gândeam la A sau U. U. Mai cumpărăm una? Dau la roată. Dai la roată, hai, și... Hai, nenorocit. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. E faliment. Mamă, e la mijloc. Deci cât noroc. Știi că dacă strănuți, cade. Adică zi repede până nu se răsuce. 500 de puncte. Consoană. Mamă, mamă. R. Vezi că ai mult noroc rând asta. Bulan grav. R. R, da. Wow! 2500 de puncte, așa ți aduce un R. 6200, Ioana, dai, și Joker. Peste cap, frate. Hai, zi, mai de o dată, poate scade. Îmi cumpăr o vocală. Vocala ta este? A. A, așa mică. Zi. Dăm de roată. Dau de roată, da. Hai, tare. Hai, hai. Sex bomb, sex bomb, oh, sex bomb, and baby, you can turn me on.
e bine runda asta, s-a venit norocul la tine, 700. Lu. Nu. Ai de capul meu! Dacă aveai 6200 și ai cumpărat o vocală... Gianina! Gianina! Da? Stai așa, nu pleca, că mergem și noi cu tine la mall. Ai rămas cu 5700, iar acum, să știi că n-ai nici mai mult, nici mai puțin, de 7800 de puncte. Mai dă o dată că... 7800 de puncte și atenție! Avem și Joker. Da, mai dau o dată. Ai grijă că așa au luat toți apă. Mai da! Da! O să-l folosesc. Ioana! Fii mergura! De ce te calicești? Folosim jokerul, da? Mamă, și era așa. Te-ai anulat șansa dublă din această rundă. Rămânem cu 7800 de puncte, dar din acest moment orice greșeală ți este fatală. 7800 de puncte, ce facem? Noi cât avem, mă, că nu văd de aici? Zero! O să cumpăr o vocală. Ia zi, Ioana, vocala ta este? Până și tu ai mai multe ca noi. Mă rog, zici că la noi sunt obiecte pierdute aici. Gianina! Iară și nouă un sandwich! Adică ce, mă, Vlad, e ultimul jucător din seara asta? Adică până și care tu ai ultimul, mai multe. Care e ultimul, mă? Nu suntem ultimele de aici. Până și tu ai mai multe. Deci că în cluțe văduve, să mor de acolo. Ioana. Uită-te așa, ca și când nu te-ar interesa emisiunea. Spune că n-am vrut să jucăm. Mă uit pe geam. Uită-te pe geam. Sunt în tren, nu mă uit. O să mai cumpăr o vocală. Ia zi, Ioana. Ia, bă, că a jucat asta mică. Cine a chemat, mă, de unde a avut? De unde ai relații la Loto Prono? De unde? Mai luăm una? Mai e una acolo care lipsește. Da. Hai, zi. Nu, Î sau Nu e. Ioana, mai e una care lipsește. Mă, unde am care lipsește? Care lipsea de acolo? Doamne, Ioana, zici că ești îndrăgostită. Care? Care? Era Î acolo, dar m-am gândit că mai e un Î undeva. Și mai era una care și mai era una, mă. O știu eu și nu știi tu. Care e cornere? Ce vocală lipsește? Ioana, ești îndrăgostită? Ioana, 6300 de puncte. Rămânem cu ele. Și din momentul ăsta ne rugăm la Dumnezeu să greșească și băieții și Vlad. Cine să mai greșească noi până la sfârșit? Nu știi pe mână bogată ăsta. Ia treci. Hai, hai, eu știu literele, tu de acolo, hai, tu de acolo. Și-a mea tu scurte. Bă, fă puncte. Și-a mea tu scurte. Tu fă puncte. Nu vezi ce mână lungă are, nu e... Fă puncte, hai. Are degetele lungi, nu e... Hai, tare, fă puncte. Hai, mă, dacă dau, ce... La... Nu, na, la... La, 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 la. La, 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 că băgase mâna în faliment acolo. Hai, Google, hai. Gata, mă, dau. Hai, hai, mă, răbdare, că e momentul meu. Asta mică stă de ora aceea la nota de punctele și eu acum n-am 10 secunde. Stă ca două babe aici, hai. Vorbește de tine. La. Bine, stau ca două babe. Ca am două cloțe. Stau 3, ca 2, 1, și... Life is life. Vrei să spun ceva? Oricum am jucat prea mult noi. Mai stăm un pic. Ce, mă, nu ești obosit? Vrei să spun ceva? Cornele mi-a zis, bă, dă-mă să stăm o tură, că am obosit, uite, curg apele. Acu, că jucăm de când am venit. Eu mă mai spăl pe mâini. Bună, Ioana, ce mai faci? Pe mine și așa mă doare spatele un pic.
Așa ce am venit mai mult pentru... Până ne vine rândul, fă-mi un masaj. Noi am venit mai mult pentru entertainment. Hai să... Dar hai să facem un pariu. Cine crezi că o să câștige runda asta? Hai, bă, lasă-mă, mă, că ai răbdare. Vrei să spun ceva? Că Ioana e ambițioasă și mai niciodată... Vlad, hai! Lele verde și minor, ca la 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 ca la, omul bun are noroc, da 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 da, că omul n-am fost și eu, ca la 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 ca la, ca norocul mi-a fost rău, da 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 da. N-am un noroc, bă, dar mai la noi, veni aia. Cât să dea Vlad? 800, că așa, așa am învățat. Dă el, dă, dă. Hai Vlad, zi. Dă și soluția asta, mi-ai bătaie ce-ți dă. Consoane. Somnușor. G. De la găină. Bun, G. Foarte bun. G. G. Mai mai târziu. A. Hai mă, gata. Ia, nici nu mă uit. Direct la asta. La faliment aici cade. Asta e la faliment cade. 200. Ce ți-am spus? Ce ți-am spus? La noi. Nu la el. A, la el. A, a, a. Bă, nu vrem la noi, vrem ce cădea. 200, Vlad. 200, Vlad. H de la horă. Ioana. Ioana, U. E clar, Ioana. Ia o dau soluția, nu te lăsa mai până nu-i runda. Asta este a ta. Norocul a fost de partea ta. Hai, de mă, că acum, Ioana. 6300 de puncte. Ioana, dă o soluția. Singură dată, tare, clar și corect, pentru 6800 de puncte, zi! Gianina, duceți-mă la mor! Uneori când crește scorul, unii sparg televizorul. Uneori când crește scorul, unii sparg televizorul, spui tu? Da. Adevărul e că dacă îți dă gol în minutul 90... Eu pariez pe Ioana! La pariul nostru, nu? Sute de puncte, Ioana! Bravo, Ioana! Hai să mergem la vitrină! Ioana, draga mea, 6800 de puncte, am ajuns la vitrină, ce ne alegem? Să stai așa, că nu okay. Ești timp adărăs. Boxa? O, boxă, Samus, 700 de puncte. Purificatorul? Un purificator de aer de la Samus, 1000 de puncte. Tableta. O tabletă, 1000 de puncte. Expresorul. Un expresor, 1500 de la Samus. Și restul le donez. Mai avem 2600 de puncte, le donăm pe toate, da? Ioana, felicitări, felicitări, mulțumim mult de tot, mesajul cu tău. Doamna Gianina, am auzit? Da, da. 2600 de puncte din partea Ioanei. Mulțumim. Ce ne alegem? Frumos. Mulțumim frumos. Pentru Gianina. Pentru Gianina, da, bravo, am vorbit noi cu ea. O mașină de spălat! Bravo! Samus! 1600 de puncte. Ce ne mai alegem? Și o tabletă. Și o tabletă pentru Antonio. Chiar îmi trebuia pentru Antonio Calmin. La școală. Felicitări, doamna mulțumim. Gianina, Antonio, ai și tabletă. Frumos. Iar noi, doamnelor și domnilor, pariu, că ajungem în runda a treia. Pariem? Pariu! Pariu, runda a treia! Felicitări, Ioana, bravo! Mulțumesc. Felicitări pentru gestul tău, iar noi mergem în runda a treia direct cu Vlad. Vlad, fii atent! Puzzle-ul pentru tine! Domeniul este... Domeniul este pierdere! Cine dă, cine face? Vlad, ai, nu ne mai ține! Apasă butonul și dăm răspunsul corect! A apăsat! Glumesc, mă! Dă-i de roată! Dă-i de roată! El a apăsat butonul! Aoleu! Decât niciodată. Mai bine acum. Hai, Ioana, dă-i. Hai, Ioana, dă-i. Hai, vezi, poate dă-i. Nu mai dacă am rundat. Hai, revin-o înapoi, să fim iar amândoi.
700 de zi. S. S. De la săpun, săpun mâna pe tine. A. Nu e. E, mă, e. Hai. Și. Come on, let's de 300 de puncte, m-am zăpăcit, consoană. C, de la câine. Hai, dai de rată. Sute de puncte, consoană. D. D. De la dans. Oh, yes! 2400, cumpărăm o vocală, să dăm de rată. Mai dă o dată de rată. Mai dă o dată, stai așa, să dansăm și noi. Hai. De ce la noi ne misiune? De ce cu noi acum? Băi, de roni cash! Da, am rămas fără un proces de bucurie. Lasă-mă că e plin, să zicem că e plin. Ioana. Băi, Ana, tu ai luat din ăștia, mă, că aveam și aici. Nu mai... S-a subțiat materialul. Ioana. Da. Tu lucrezi doar la 10.000 de roni cash. Băi, ne... Dai o consoană corectă, ridic plăcuța. Și dacă tu îmi vei da soluția la finalul rundei, la bani. Ok. Consoana ta. Corectă. Pentru 10.000 de ron cash. Plăcuță. Este? R. R. Da. Este! Vrei banii ăștia? Îi vrei? Îi vrei? Bagă mâna aici. Bagă mâna aici. Îi vrei? Ține mâna acolo în valiză. Ține mâna. Aute. Îi vrei? Dacă vrei banii ăștia, mă asculți pe mine. Ai 2400 de puncte. Din momentul ăsta nu ne mai interesează punctele sub nicio formă. Cumpără vocală. A. Știi care este norocul nostru? Că suntem la televizor. Dacă emisiunea asta era la radio, s-auzea așa. Vrei banii ăștia? Dacă vrei banii ăștia, trebuie să ai încredere în mine. Bagă mâna aici. Noroc că avem camere. Așa. În momentul ăsta mai avem... Cum era ăla? Era fenomenal aia cu... Să aude ce... Ridic-o, arunc-o și prind-o și arunc-o și prind-o și arunc-o și învârt-o și arunc-o și prind-o. Ce ați urmărit? Balet radiofonic. O, 1900 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Ioana, că ne-ai zăpăcit, măi. Da, lasă-mă în pace. Păi, Vlad, tu ai venit dau cu ea? Dau de roată. Atenție, nu, dar vrea să plece cu ea. Domnișoare, domnișoare, ce program aveți în seară? Nu că nu l-aș ști prea bine, n-a văzut doar pentru mine. Te încheia valiza. Da? Mută valiza. Mută geanta cu bani aici. Oh-oh. Oh-oh. Amă, să nu ne bucurăm, că eu sincer nu mă bucur. 10.000 de roni. Ce rău îmi pare? Ioana, puteai să mai cumperi cel puțin 3 vocale. Da, dar după oricum aș fi dat la roată și aș fi ales. De unde știi că dacă tu să mai puneai, cumpărai 3 vocale, poate îți dădeai seama. Da, ce bine că nu ți-a trecut prin minte. Ioana. Cornel. Astă seară. Ce vrei, ai luat banii? Te scoatem noi la cofetărie. Ai luat toți banii? Da. Tot, băi, păi stai, mă, n-am câștigat în prima rundă, păi... Nu, nu, ai răbdă. Nu, Cornel, eu nu vreau să fiu răutăcios. Nici eu. Da, mă bucur. Da. Cine, dar eu nu mai dau. Cornel. Tu ce am dat? Am dat faliment.
tare. Avem bun, lasă-mă că dau eu și gata. Consoană, Cornel, Romică, hai, dă Cornel. Uitați-vă în ecranul de jos, pierdere este domeniul S, C, D, R și A. Hai. Au fost consoane și o vocală folosită. Ce spunem acum? Dă-mi un T. T. Ia vezi, nu este. O dată! Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Cumpărăm o vocală, hai. Hai, dă-mi o vocală. Dă-mi un E. Dăm de rată? Păi ce să faci? Hai, tu tare! Niciodată să Ce pusem deja? Nu sunt emotiv, nu știu ce. Ce, Ioana, ce vrei? Ce? Da, mai câștigăm și noi. Consoană. 500 de puncte. Dă-mi un ș. 700. Mai dăm de roată? Mai aveți consoane? A, vrei, ne dai vocală? Da, vă dau. U. Hai să dăm de roată. Dă-i de roată. Du-te-ma, baby, du-te-ma și ia-mă-n brațe, baby. Du-te-ma, găștig-o-n place. 400, consoană. Haide, că avem mai multe acum. N. Bine! Hai, dăm de roată încă o dată. Mai dau de roată? Dă-i! Mai dau de roată sau cu perioadă? Zizu. Cumpărăm o vocală? Dă-mi un O. Mai cumpărăm o vocală? Sau dăm de rată, avem doar 900 de puncte. Sau ce e de os acolo, da? Focos. Ce, mai îmi dai o vocală? Nu. Pot să vă dau o vocală, dar atenție, nu prea mai aveți puncte, doar 900 au mai rămas. A, 900 și n-avem ce cumpăra la copii. Da, da. Hai că tu de-aia ai venit, da, joacă, dă-i pe puncte, da, că asta că e. Da, mă, că da, bun, 300, bun, bun. Hai. Dă-mi un F, da, hai. F. Ce? Nu, nu e. Este, mă, taci din gură. Acolo F. Este. Mai dăm o dată? Nu, dă-mi o vocală. Ia zi. I. Ăla e, mă, da. Acum, acum vrei. Hai, dăm de rată. Sau dăm? Dăm de rată, tare. Hai, dăm de rată, tare. Tare. Să vină aia, să hai. Ne dăm palme peste ochi. Tare. Și? Gianina, se uită? Se uită, se uită. Gianina, apulcă-te o perioadă până terminul ăsta. Vă dorim succes, vă ținem pumnii. Să rămână. Băi, Antonio, ai tabletă, ți-a luat... Hai, ce mai vrei? Zi. Hai, tare, tare. Dă-ne un tare, tare. Este 800. Este 800 să -ți dau la. Gata, dau soluția. Consoană. De ce vrei? Ca să mai adunăm astea 800. Da, mă, da. Hai, nu afel nu le adunăm? Nu. Nu. Păi, bă, am ce, nu știi jocul, mă întreabă un pe mine că nici... Da, mă, dă-ne un P. Băi, ești nebun? Și în momentul ăsta a mai rămas o singură consoană. Putem să dăm după ea. Sau îmi dați soluția și avem 2000 de puncte. Și-am dat soluția. Și-și poate cumpăra ce? Păi uite, Gianina. Ce-ai mai vrea, Gianina? Fii atentă. Am două variante pentru tine. Antonio, stai cu minte, nu te puncte. Îți pot da un televizor sau un laptop? Un laptop. Păi n-am luat, mă, tabletă. Auzi, Cornele, Romică, fiți atenți, da, când facem. Da. Voi îmi dați mie soluția corectă și cu 2000 de puncte mergem la vitrină și se gândește doamna Gianina. E în regulă. Poate și așa. Bravo, alte lucruri. Gianino, vezi ceva ce poate îți lipsește.
Atenție, mai avem șansa să mai dăm o dată de rată, să mai adunăm niște puncte. Nu mai, nu mai dau. Ai dat bine până acum. Am dat bine, am mâncat. O singură dată, tare, clar și corect, soluția voastră din runda a treia este... Da, dedicație pentru Ana, direct. Deci, dacă nu ești norocos, pariul nu-i de folos. Dacă nu ești norocos, pariul nu-i de folos. Folos, mă. Nu e folos. Hai, bă, ce? Că am sărit în sus degeaba ca fraierul. Yes! Yes! Bine! Tehnologie! Tehnologie! O știam și eu! Hai, pe dragă! Bravo! Janina! Janina! Am o rugăminte la tine, trăiască familia ta! Iau și eu din banii voștri, o dai o cafetieră, că n-am, te rog! Janina, Antonio, Cornel, Romica, hai la vitrină! Este! Janina, Antonio, 2000 de puncte! 2000 de puncte! Cornel și Romica! Ușor să te auzim! V-ați gândit bine? Da! Ce vreți? Televizor. Un televizor! Bravo, un televizor! Mulțumim frumos! Bravo! Mulțumim din suflet! Bravo, Cornele! Felicitări! Ăsta este televizorul vostru, Janina! Băi, deci, mamă, frigidere am luat, televizor am luat, mașină de spălat, i-am luat, tabletă i-am luat. Tabletă i-am luat. Ce auziți? Mai vreți? Mai avem o rundă, poate mai luăm ceva. Repede, hai, la rată! Bravo! Iar noi, doamnelor și domnilor, avem pariurile deschise. Casa e aici, Barnoschi e cu noi. Cine câștigă, oare, runda? A patra! Colegii noștri... Ce bun era un whisky acum. Colegii noștri au fost pe fază, da. Au pus înapoi plăcuța pentru cei 10.000 de ron. Deci mai avem o șansă să câștigăm banii ăștia în runda asta. Da. Nu mai putem câștiga mașina în această seară, dar avem premii, avem bani. De ce sări din mașină? Ne trebuie 3 plăcuțe. Și avem doar 2 pe rat. Hai să vedem, o luăm de la început, toată lumea cu mâna pe buton, puzzle de departajare pentru runda a patra. Avem și un domeniu. Domeniul este variante. Variante, start! Variante, Ioana, Romica, Vlad, mâna pe buton, variante, cine știe răspunsul? Variante, stop! Zi, Ioana. Un X2. Du-te, bă, de aici. 1X2. Ce asta mâncați așa? 1X2. Da. 1X2 e ca la pariuri, nu știi? Variante de pariu ai? 1X2. Bine, da. În ziua de aia se joacă pe cartonașe, cornere, faulturi. Da, dar e viabil. Așa că, Ioana, fii atentă, puzzle-ul din runda a patra. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este sfat. Sfat? Îți dau un sfat pe viitor, când mai ai banii ăștia în mână. Și eu îți spun, cumpără bocale, tu să cumperi. Dă-i de rata acum, că nu mai ai nimic. Hai. Hai că nu mai ai nimic de pierdut. Rata morii se vârtește, țar, țar, țar. Ești, 400, zi! Mărărița-i cu fuiorul, și fuiorul-i toarce dorul. Pam, 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 hai! Și-ai dat! Păi dar la n-ai bani tine, dragoste, și te ții mereu numai de mine. Tu ești pentru mine o pacoste, 800, zi! Nu! Nu, mă, nu! Ia uite cum le-ai luat! Pac, pac! Mam! Hai! T! 200, T! Stai un pic să fac și o meseria, că iar te duci glon și dai 4600 de puncte. Cât are, mă? 4600. Iar îți reveniși. Uitați-vă la Vlad, săracul mai... Vlad, nu, că am vorbit cu el. Îl duc la plimbare după asta.
Îl prim prin parc să-și revină. Bravo, Vlăduț. Mergem în... Bine, mergem în mall. Te în loc și în mall. Cumpărăm o vocală, zi. A. Dăm doar o dată sau cumpărăm da, mai dau o dată. Hai, da. Tare. Tot e șocorițele, m-ar mânca dacă tu ce măi. Păi m-ar mânca, n-ar zice nu, că le-a furat drăguțul măi. 700. Râd. Bun. Ce facem acum? Ai cumpăr o vocală. Ia zi tu. E. E. Mai cumpăr o vocală, I. Și poți dau soluția? Poți să o dai, că și eu m-am prins, toată lumea s-a prins. Da. Și cei de acasă s-au prins. 4500 de puncte, Ioana, o singură dată. Tare, clar și corect, zi! Meciul nu e terminat până nu s-a încheiat. Ce? Ce? Nu e! Nu! Gal, la revedere! Pare rău. Sociu. Meciul nu e terminat până nu când e ai zis? Încheiat, așa nu e încheiat. Da. Încheiat. Urmează Țociu. Ha, ha. Răspunsul tău este... Meciul nu e terminat. Hai mă să vedem ha. Răspunsul. Ha, ha, ha. E greșit, Romica. Da? Dă-i de roată să adunăm puncte, nu e terminat. Păi ai zero, no, ce să câștigi? Ce, avem zero? Păi normal, nu dă-i. Nu contează, contează mai mult hai, ambiția. Ioana, da? Te grăbești ca fata dau, mare la măritat, Ioana. Da, mă, dacă dau un pronos. Și dacă dau 4.000. Și-am zis verde să și oară. Mărie și mărioară. 200, zi Cornele, sau Romica, Cornel. F. Trage, Romic. Nu dăm soluția. Hai că n-ai ce 200 de puncte, la 200, ce, și ce-am câștigat? Hai. Câștigat. Tare. Talentul. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai, next! Nu se poate așa ceva! Hai, next! Ia! Dă-i, tati, dă-i! Ardu! Romica? A, bă, lasă-mă, băi, tu ce m-ai pus, bă, când te Romica, ai dat bine, Romica! Ai dat bine, Romica! Ai dat bine! Aproape. Eram aproape! Eram aproape, aproape, ia uite! Te-a mă! Aveți-o la luția te eu acasă. Acum acasă noi trite Vlad. Dai 10.000 și aveam soluție. Dă un pic mai. Da, mai las-o, las-o un pic așa că... Gata mă, lasă, asta e. Hai Vlad. Hai Vlad, dă. O, inimă, tu n-ai minte deloc. Tu n-ai tine nici noapte, nici zi. Play! Pe n-a fi gând. I know that I would now. So good, so good. I got it. Vlăduț! Nu sunt ăștia 10.000, dar sunt aici 3.000. Vezi că după te scot în oraș. Ia treci tu, ia treci tu mai aproape. Du-te acolo, Ioana. Ia vino tu aici. Ia du-te, Ioana, acolo. Du-te tu acolo. Uite că stăm în calea fericirii, dacă o fie ea. Ca să dăm un tuș ca acolo. Eu crezi că mie îmi zice că mă scoate în oraș. Să iau te-vă ăsta mic ce începuturi are. Vlad, 3.000 de ron cash
Și toate punctele acumulate. Facem așa. Știi ce consoane lipsesc? Adică știi soluția? Nu. Soluția, da. O știi, da? Da. Știi ce consoane lipsesc? Uh-huh. Nu mai vorbiți că se aude, băieți? Da. Știi, da? Câte consoane lipsesc? Puține. Perfect. Îți dau start, joc. În momentul în care roata se oprește, în dreptul punctelor îmi spui consoane. Când ai ridicat mâna, dau stop. Îmi spui soluția și câștigi punctele acumulate plus 3.000 de ron cash. Fii atent. Vlad, te poți juca cu roata până în ultimele 5 secunde când eu îți spun să ridici mâna. Ok? Ok. 3, 2, nu trebuie să dai tare, start! Începe Power Play. Prima consoană a ta, Vlad, pentru... Dă-i de rată! Dă-i de rată! Ai cum ar fi să fii ghinionist așa, să nu dai pe... Zi prima consoană! S de la săpun, pentru 400, pentru 1000, zi! C de la creion! Pentru 500. L. Care? L. L. Și... Pentru 400, cum nu mai știi? M-am blocat. Cât mai am? Pentru 400. Știi soluția? Da. Stop! Cum nu mai știu? M-am blocat. S-a blocat săracul de emoții. 2800 de puncte, Vlad. Dacă soluția ta este corectă, avem 3300 de puncte plus 3000 rușină de romantică. Ioana, vino cu a. Ioana, vino cu a, Ioana. Să vină și preotul. Oficem noi! Oficem noi! Să spun, dacă ai știi cât am căsătorit, asta am și despărțit. Ioana, da. Ai avut 10.000 în mână și acum se joacă romica. Uite, acum îl ai pe Vlad. Acum ai 3.000 de roni, că oricum banii ăștia ajung la tine, nu-ți imagina. Că ai luat pe Vlad, i-ai luat și bani. Băi, înțeles. Nu sunt materialist. Ai 3, dar nu e de materialist, e păcat de ei. A spus că te scoate la cină, da. Te scoate. Vlad. Zi. Deci... Îți place fata? Cum să nu-i placă, mă, dar e drăguță. Place, nu? Ioana e... Poate băi, că care, place, care că are ceva de... Nu-ți place, să zice bătăie. Care are ceva de zis să zic acum? Comentează vreunul ceva? Nu! Sunteți de acord, da? Da! Pupă, Mireasa! Vlad, întreabă și pe prietenul. Pupă, bă, Mireasa! Poți să mă pup pe obraz? Pe obraz! Bravo! Vlad! Fiți drăguți, ai și o cameră specială pentru... După. Nu vezi că am înroșit tot platou? Da. Vlad, o singură dată, tare, clar și corect pentru 3300 de puncte și 3000 de ron cash. Zi. Meciul nu e terminat până nu s-a fluierat. Mai zi o dată. Mai zi o dată. E sigur? E sigur. 100%. Bravo. Hai, mai zi o dată. Pe treaba ta. Meciul... Mai gândește-te. Nu e terminat până, ai spus tu. Mm-hmm. Păi, până nu s-a fluierat. E până sau pană acolo? De e pană. Pană de corp. Pană de curent. Da. Până. Nu pană. Până. Sau pună. Ultima rundă. Da, am dat eu cu mâna asta. Tare pe turnantă. Spune-i ceva, Ioane. Ceva frumos. Da, o, dacă o invită la... Nu. Ia, fiată. Ia. Vlad, liniște. Vlad, fiată. Hot play. Alex, ceva romantic. Ia.
Când mă uit în ochii tăi... M-a luat repede, mi-a căzut ăsta din mână. Mi-a crezut că mor. Când mă uit în ochii tăi, prevăd cum vin 3.000 de lei. Bine, băi, bravo! Când mă uit în ochii tăi, parcă văd 3.000 de lei. Păi nu, că a avut finalul. Când mă uit în ochii tăi, văd 10.000 de lei. Nu mă aș uni. E foarte bine. Acum aplauze pentru Vlad. Bravo. Brăduțule, 3.300 de puncte și 3.000 de ron cash. Hai la vitrină, tată! Hai să lăsă și la aia. Vladule, 3.300 de puncte și 3.000 de ron cash. Ce ne alegem? Un laptop. Un laptop, 2.000 de puncte! O boxă. 700 de puncte de la Samus. Și restul punctelor le donez. 600 de puncte le donăm. Bravo, Vlad, mulțumim mult de tot. Felicitări, să ai grijă de bani. Fugi la locul tău. Gianina, Antonio, 600 de puncte din partea lui Vlad. Ce ne alegem? O mașină de tocat. Samus, 500 de puncte. Și un mixer. Și un mixer Albatros, 100 de puncte. Felicitări, Gianina. Mulțumim frumos. Iar noi, doamne și domnilor, mergem mai departe în runda bonus. Clasamentul de astăzi arată așa, pe locul 3, cu 3.300 de puncte și 3.000 de ron cash. Aplauze pentru Vlad. Pe locul 2, cu 3.900 de puncte, aplauze pentru Romica și Cornel. Bravo! Iar pe primul loc, cu 6.800 de puncte, aplauze pentru Ioana. Cu ea mergem în runda bonus. Haide! Ioana, aici avem doar premii în vârstare de roată, în sensul ăsta, și după ți explic cum poți câștiga premiul tare și... Aici există un premiu, mai mare sau mai mic. Ține doar de norocul tău și fie vorba între noi în această seară, ai avut o mână bună. Pentru a câștiga acest premiu vreau să fii atentă la Ana. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus, el arată așa. Domeniul este locație. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală, în afară de cele pe care ți le-am dat noi. Fii atent, înainte de asta, uite-te la toată lumea care s-a prins. Stop! Am nevoie de 3 consoane și o vocală. Bă, că te ajutăm vocala să iei prea. I. I, bun. T. A fost, alta. Ok, mă. Mă. Haide, mă! Mă, Ioana, mă! Păi, sunt aici și sunt emoționată acum, că sunt sub presiune. Dacă erai acasă... Era ok. Tu? A fost? Mi-ai zis odată. A, scuze. Iartă-mă că te întrerup, te-a chemat Vlad Lasu. Nu știu. Păi spune-i tu, mă, dacă nu știi fata. Care? P? Ok. Și... mă, am zis... P, M și vocala I, mai am nevoie de o consoană. Hai că e simplu. Care? Nu. A fost? V. V. Cine a zis V? Ea. Nu, ea. Și s-a luat Cornel după ea. P. Da. M, V și vocala I. Hai să vedem ce regăsim dintre ele. Draga mea, din momentul ăsta ai 10 secunde să-mi dai răspunsul corect. Start! Case de pariuri. Hai, mă! Nu. Case de pariuri. Da sau nu? Bursă, și poate să fie casă. Da. Era cât pe aici. Romica? Da. Cornel? Da. Da. Răspunsul corect
ar fi fost? Casă de pariuri. Casă? Da. Vlad, să te pregătești. Căș, e și căș, dar la vasul lui. E. Deci stai, care e domeniul, că n-am înțeles. Locație. Locație, locație, da. Sigur, e. Este casa de pariuri, dacă e locație. Ok, deci e casă de pariuri, a spus Romica primar, da, asta da. Iau. Casă de pariuri. A, a, a fost doar mână moartă. A, bun, bravo. Nu-l iei tu. A, nu, dar cine? Îl dăm lui Antonio. A, lui Antonio, da. Da. A, da, așa, da. Așa, îl dăm da? Lui Antonio. Antonio! A, mă, cine ăla și pleca cu laptop. Unde? Cu cine, a, aici, da, bravo. Un laptop. Ia uite. Ia. Ăsta e setat pe laptop de când a venit. Un laptop, a? Când s-a trezit, a zis laptop. Da. Așa, da. Antonio, în runda bonus. Ba, aveți internet acolo, zi. Îmi trebuie la școală laptopul. Păi știu, la școală, da, când nu te duci. Îți, da. Trebuie, îți trebuie la școală laptopul. Îți trebuie la școală, că nu se duce, că e online. La școală nu se duce? Păi eu înveți online sau te duci? Sunt normal? Online. Păi online și, și n-ai laptop? Nu. Ce-ai făcut, mă, Cianino? N-ai luat un laptop? Îți luăm noi acum, stai cu minte. Să nu vă certați pe el, da? Da. Băi, Romica, fii atent. Zi, mă, zi, ce cauți tu aici? Ăsta era un cadou, ăsta era premiul Ioanei, știi? Ăla era premiul Ioanei? Ăsta. Lasă-mă că Ioana vrei să spun ceva, auzi, că ea nu este pe cașcaval. Și a invitat-o și Vlad. Și a invitat-o Vlad. În parc, după parc. E rezolvat, Romica. E rezolvat. Ia, eu a trebuit Cornel, vino încoace. Să-l inviți pe Cornel, îl invit. Vino încoace. Îl invitai să mâncăm... Da, și nu vrea. Și nu vrea. Mergi tu. Ăsta când a auzit, unde l-ai invitat la restaurant, merg eu. Bine, mă, ok. Antonio, Gianina, ia citiți-mă voi aici. Da. Ia. Dar nu, așa frumos, cum veniți voi. A, cum citiți noi. Cum dați voi premiile? Astă seară, la... Astă seară. Astă seară, la... La roata norocului, la bursucul, de la canal de... Aici mă trebuie să mai pune niște bani, dacă... Ați câștigat... Să mă, să văd și eu, că poate eu zic altceva. Zi pe litere. Bă, un... Ați câștigat... Nu, un... pe litere, direct. L... Nu, mă, nu, bă, zi direct, așa e șmecher. Cum se zice corect? La... Laptop sau laptop? Laptop se scrie și laptop se, se citește. Ați câștigat un laptop! Un laptop! Mulțumesc! Dacă-l vrei, când spun eu 3 tare, da. Când spun eu 1, 2, 3, tu strigi tare, bingo! 1, 2, 3! Bingo! Asta, bă! Mulțumim Hotplay și Iulia Dumitrache, mulțumim Ana Maria Barnoschi. Și mulțumim Bursucului. Până săptămâna viitoare, nu uitați că norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu, Amo Barnoschi. Hotplay Band, Iulia Dumitrache. Cum sunteți pe Instagram? Noi normal, amândoi, da. Romica și Romica Sociu și Cornel Palade. Să fiți sănătoși, să aveți parte de toate cele bune.